Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 19-25 aprilie 2020 pentru zodia balanță. Să vedem balanțele cum vor sta în această săptămână din toate punctele de vedere. Până voi extrage toate cărțile, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toate like-urile, pentru toate comenturile și pentru că v-ați abonat canalului meu. Concursul va continua și în această săptămână, iar întrebarea este ce ați vrea să vă aducă iepurașul? Dacă doriți să participați la concurs, tot ce trebuie să faceți este să dați un like, un coment și să vă abonați canalului meu. Bun. Și acum haideți să vedem cum veți sta din toate punctele de vedere. Doar răspunzând la această întrebare, într-un coment, veți fi înscriși la concurs și veți participa la extragere, la extragerea care va avea loc duminică. Duminică pe 26 aprilie. Bun, haideți să vedem. Din punct de vedere al sănătății, dacă unii dintre dumneavoastră urmați un tratament, veți vedea că nu vă da rezultate, ceea ce înseamnă că ar trebui să încercați altceva, care cu siguranță o să vă facă să vă simțiți mai bine. În alte cazuri văd probleme abdominale sau intestinale, cumva, ce ține de zona de mijloc și trebuie să mai aveți grijă cu căile respiratorii, probabil sunteți predispuși la răceli. În această perioadă ar trebui să vă protejați cumva. Bun, văd foarte multă mulțumire, foarte multă satisfacție, împlinire și din punct de vedere sentimental, și liniște în gânduri, cumva. Unii dintre dumneavoastră poate sunteți în niște situații mai dificile sau mai neclare, aș putea spune. Sunteți cumva blocați într-o anumită situație și aici trebuie să vă eliberați gândurile, trebuie să vă eliberați de resentimente și de lucruri negative. Poate unii dintre dumneavoastră vă veți căi în această săptămână sau poate cineva din viața dumneavoastră vine și vă cere iertare vis-a-vis de ceva cu ceva greșit, mai ales dacă aveți de-a face persoane în zodia pești. Dar nu numai. Mai avem fecioară, scorpion, săgetător, care predomină foarte puternic etalarea dumneavoastră. Văd că sunteți unii dintre dumneavoastră reținuți în a spune, în a discuta cu cineva sau pur și simplu să găsiți o soluție la o anumită problemă. Nu trebuie să vă pierdeți speranța, nu trebuie să rămâneți așa blocați, deoarece pentru orice problemă există o soluție, asta cu siguranță. Și veți avea parte de rezolvări favorabile, indiferent de situația în care vă aflați sau ce aveți de rezolvat. Doar că trebuie să renunțați la gândurile negative, la gândirea aceasta negativă, care nu vă ajută în niciun fel să găsiți o variantă bună în a rezolva o situație sau o problemă. Pe lângă aceste lucruri, văd și un atașament foarte puternic, dus într-un mod foarte exagerat față de ceva. Poate vă lipsesc niște informații, poate vă lipsesc niște detalii și nu ați vrea să renunțați la planurile pe care le aveți, la ideile pe care le aveți. Într-adevăr, vă văd pe unii dintre dumneavoastră că mergeți pe niște idei fixe. Dar ca să continuați așa, vă trebuie ceva în plus. Și există posibilitatea să aveți de-a face cu persoane în zodie de aer, ca și dumneavoastră, gemeni, balanță, vărsător, dar și cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Fecioara predomină foarte puternic aici, cu care să discutați și să rezolvați unele situații. Și nu numai. Poate aici unii dintre dumneavoastră
ați dori să mergeți la un drum sau ați dori să aveți parte de mai multă stabilitate și în familie și în viața personală, dar și în lucrurile pe care le faceți de zi cu zi. Dar pentru ca să ajungeți la această stabilitate, mai ales din punct de vedere financiar, trebuie să stați și să meditați foarte bine ceea ce faceți. Ce faceți de zi cu zi, să zic așa, rutina pe care o aveți sau implicarea pe care o aveți într-o anumită situație sau într-o anumită problemă. Contează foarte mult. Un alt aspect important este să nu vă gândiți că ați făcut totul în zadar sau tot ce faceți este pentru nimic. Nu este chiar așa. Toată implicarea dumneavoastră va avea rezultate, niște rezultate foarte bune, doar că aici necesită mai mult timp. Adică lucrurile evoluează pentru dumneavoastră, dar într-un mod mult mai lent decât v-ați fi dorit. Ce ar trebui să faceți este să nu vă dați bătuți, să vă urmăriți interesul pe care îl aveți, scopul pe care îl aveți. Poate un pic de șmecherie din partea dumneavoastră nu ar strica ca să vă duceți la bun sfârșit unele planuri, unele idei, unele situații și așa mai departe. Într-adevăr, în alte cazuri aici poate trebuie să faceți un echilibru, poate trebuie să faceți un compromis vis-a-vis de un nou început în viața dumneavoastră. Dar nu vorbim de un început de la zero neapărat, ci pur și simplu acest început vine după o schimbare de atitudine, de strategie, poate în unele cazuri. Trebuie să schimbați ceva, trebuie să închideți o ușă, să se poată deschide o alta care să vă aducă mult mai mult echilibru din toate punctele de vedere. Văd că veți avea noroc în această săptămână, cam în tot ceea ce faceți. Și din punct de vedere mental, aș putea spune, există un echilibru, sunteți mai liniștiți, nu vă mai supărați așa de repede. Și pe de altă parte, veți avea noroc la bani. Să știți aici, văd că bugetul dumneavoastră crește, cel puțin nu neapărat semnificativ, adică aici nu vorbim de câștig la loto sau sume foarte mari de bani, dar vă vine o sumă de bani, veți avea noroc. Deci, din punct de vedere financiar, nu veți duce lipsă în această săptămână. Foarte multă stabilitate văd la mulți dintre dumneavoastră, dar și nevoie de schimbare. Nu știu dacă simțiți neapărat dumneavoastră să faceți o anumită schimbare, o schimbare radicală în viața dumneavoastră. Ori viața cumva, mă scuzați, ori viața cumva vă îndrumă sau vă îndeamnă să faceți anumite schimbări în viața dumneavoastră. Pentru a avea parte de o mai bună înțelegere cu oamenii din jur, pentru a reuși să vă liniștiți, pentru că aici văd și un dezechilibru emoțional. Mai putem vorbi și de faptul că vreți să vă schimbați atitudinea sau să vă schimbați față de oamenii din jurul dumneavoastră, față de oamenii care au fost parșivi, să zic așa, adică care v-au dus la pierderi financiare sau care și-au urmărit un anumit scop și acest lucru l-a făcut folosindu-se de dumneavoastră. Pe de altă parte, văd că vă îndepărtați de aceste persoane, nu le mai doriți în viața dumneavoastră sau nu vă mai doriți acel stil de viață unei dintre dumneavoastră. Vreți să fiți mai buni, mai altfel, dar într-un sens mult mai pozitiv, să știți. Și aici, în destinul dumneavoastră, lucrurile sunt bune, atâta timp cât țineți balanța echilibrată, să zic așa. Și în momentul potrivit, în această săptămână, văd că încep ușor, ușor să se concretizeze niște lucruri la dumneavoastră. Dar nu numai acest lucru. Văd și foarte multă implicare, dedicare, iubire din partea dumneavoastră față de ceea ce faceți, față de unii oameni din jurul dumneavoastră, față de unele situații. Văd mai multă implicare. Și să știți că veți avea parte de rezultate foarte frumoase aici, pe viitor. Începutul este foarte bun. Doar că trebuie să vă
Singurele lucruri mai negative este că trebuie să renunțați la aceste blocaje pe care le aveți, să vă rupeți un pic de rutina zilnică și să vă detașați de lucrurile neplăcute și de oamenii care nu sunt dăunători, să zic așa. În rest, totul este foarte bine. Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Nu uitați să lăsați un like, un comment și să vă abonați canalului meu. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți o etalare personalizată, puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726-981-520. Eu vă doresc o săptămână liniștită, sărbători fericite și să aveți parte de cât mai multe bucurii. La revedere!